În cadrul turneului Final 8 al campionatului de tineret handbal masculin, unde participă echipele de tineret ale cluburilor din Liga Națională, ACS Buzău a învins CSA Steaua cu 33 la 29. Meciul a fost controlat în totalitate de tinerii buzoieni, aceștia reușind să mențină o diferență confortabilă pe toată durata partidei. Astfel, juniorii antrenați de Gabriel Armanu vor întâlni formația AHC Potaisa Turda în meciul care contează pentru locurile 5 și 6, joi de la ora 14 la sala polivalentă de la Plopeni.